idee era celul de la Allstars ca un plus pentru ei și pe această hartă, chiar dacă am urmărit mai mult pe Mirage, respectiv pe Dust2 mai ales. Și începe deja acțiunea din match. S-a fost până e pe site aproximativ, dar mai este un jucător la Yoyo pe care trebuie să verifice. Vine acolo Flo, face pick-ul, PNK eliminat direct cu un headshot. Plantează Adrian între timp, un jucător la retake de la Allstars vine dinspre banană și face pick-ul. Adrian trage prin smoke, White este pus la pământ. Rămâne un player acolo în ruine, izolat este Rene Flo. Un headshot curat și între timp CX a fost eliminat. FNK așteaptă acolo crosser, placement-ul este perfect, FNK headshot pe star player și parcă această rundă începe altcumva și cu un aim foarte bun. Sound cu Deagle-ul, va face pick-ul, față-față Kobe, încearcă switch-ul către player-ul din dreapta. Flash vine cu refrag-ul, având desigur AK-47. Tot un jucător în plus. Este un gamble prea mare. Iar acum jucătorul care era al treilea pe site-ul ăla, chiar a fost rotația, Rene este acolo, Adrian drage către jucătorul din short, numărul 2, vine Flo, ieșind dinspre boiler pentru a-l elimina pe CX până la capăt. Rămân White fără armură și desigur fără pistola pe care a dat FNK, rămâne tankul playerilor de la Allstars. Dacă este să se întâmplă ceva, dezlățuindu-se cu AWP-ul în mâinile sale. O, Adriana îi face pick foarte agresiv în mid, White este pus la pământ și acum deschid înspre zona respectivă. Într-adevăr, Adriana a fost plasat pentru library, pentru a tăia culoarul către site și acolo este un jucător care este colț. Nu este încă scos din joc, se pare că SSX se salvează cu un smoke, având doar 1 HP. Acolo va încerca să-i ajute pe coiferii să-i inside, dar FNK, după ce el dobar pe Flo, este pus la pământ de către star player. Sound cu SSX 2 versus 3, care urmează. Să stau clasic acolo la doușa, ca să spunem dacă greșit, poate și molotovul ulterior de către jucătorul. Cel de la Doxa, 2, unul după celălalt acolo în second. White face spre extinderea, caută un gap și mai degrabă ulterior un boost, doar că odată ce va sări playerul vor fi acolo ceva probleme, cel mai probabil. Hai să vedem ce se întâmplă aici, pentru că se folosesc grenadele către site de către playerii celor de la Doxa. Flash îl scoate pe Sound aici, star player față în față cu FNK, playerul care era la zona de Yoyo, deja a fost scos din joc și CX vine direct către ruine, face un pic foarte bun către star player. Iar acum lucrurile devin destul de interesante, pentru că Flash cu Ovi au bomba plantată, sunt în două zone bune pentru a face un crossfire, dar HP-ul lor lasă de dorit. Se aruncă încă un flash pe deasupra. Flash cu Ovi, nu sunt expuși, dar Ovi face picolul încercând să surprindă un jucător pe poziție greșită. Heul vine la perfecție din partea lui White. A aruncat acolo pentru Dark și iată că este primul autov adus, aruncat către zonele clasice, pentru banană, pentru boiler, partea superioară. White din nou deschide cu AWP-ul. Picul în partea stângă a smoke-ului, depinde și menține acolo jucătorul celor de la All-Star. Sunt team Flash, face cel frag de care vorbeam, Sound este eliminat, Adrian face gălăgie, rămâne ca lurker acolo, na? Este un wildcard pentru echipa Doxa, care s-ar putea să vedem din nou o rotație din partea lor. Vine smoke-ul de CT, rotația venit de la White, dar iată ce bine îi citesc pe jucătorii celor de la Doxa All-Stars. White s-a rotit instant. Acolo este în ruine și timpul a fost problema, dacă nu mă înșel, acolo s-a plantat bomba, chiar dacă pare a fi unul simplu. Este un push care nu doar că asigură informații, ci chiar asigură și o poziție pentru a scoate pe star player care nu o ia prin second mid pentru a duce bomba către site-ul respectiv. Și acum White are bomba picată. Cei de la echipa Doxa joacă pentru a face eliminările, dar FNK este foarte atent, îl prinde pe Adrian acolo în căzătură. Headshot pe acesta, Flo ia bomba, cale liberă către site-ul pentru această dată. Playerul White de la All-Star vine. Se asigură acolo totuși că are o poziție destul de bună pentru pick, dar FNK se arată destul de repede, n-a fost eliminat că Flo la a doua rafală. FNK dobară pe adversar, l-a spus cu wallbang. Și este 5-3 pentru Flo, pentru că avea AWP-ul. Sound pregătește Heul și acolo Flo va veni direct către el. Eliminarea vine cu headshot-ul, pune presiune la colț. Totuși, jucătorii celor de la Doxa rămân acolo lângă și fac boost-ul. Heul dobară pe star player, care era jucătorul care trebuia să-l boosteze pe coipierul său și mai mult flash. Se intră de către Adriana, dar White așteaptă și de când așteaptă un astfel de frag în poziția respectivă, cu ținta pregătită pentru lung. Adrian pus la pământ, bomba pică. Iată White, parcă scanează exact unde bomba trebuie să fie. White a căpușează aici, are o mică greșeală, a făcut pre-fire-ul chiar, a făcut acolo probabil un shoulder pe Kovi. Nu cred că ar fi tras White doar așa, CX se face trade-ul ulterior și nu l-a văzut pe jucătorul de la Doxa.
Da, sunt total atenți către alte zone, ceea ce înseamnă că nu îl știu pe Flash. El trebuia neapărat să-l doboare pe jucător care depune foarte mult preț pe elementul tactic. Îi vedem aici un flag de la Rene. Wolfbank headshot prin smoke. A știut acolo de unde trage star player. Dar de data aceasta se întâmplă contrariul. Aici pistoale pentru un jucător de la Doxa. S-a îndoscoate pe Adrian. S-ar putea aici să vedem runda care îi ajută pe All-Star să egaleze. Rene nu se uită înspre short, deși acolo știe care player care pușează Rene. Double kill-ul aproape de un triple, aproape de a prinde linie și pe flow. Vorbim aici de jucătorul acum direct către site și mai degrabă își subinează propria rundă, se gândește mult prea departe flow, iar Sound da, a jucat-o clasic. În același timp, merg mai departe de aceste obiceiuri, se pare că cei de la Doxa, precum aș fi așteptat, dar star player, jucătorul care era pe lurk, face eliminarea cu numărul 1, CX ulterior îl prinde și mai degrabă Sound. Celelalte fraguri au fost făcute de către cei de la All-Stars în cadrul Cypria. Au blocat perfect pe adversari și vedeți că deși Flow încearcă două eliminări reușite. A făcut aici un... a cumpărat pentru un hero AK play, dar trebuie neapărat să se bazeze pe Shkoi Perisei care au pistoale. Acolo este Sound care rămâne fără gloanțe cu SP-ul scos. Este headshot-ul care vine de final. 3 fraguri pentru Sound. Aici intrarea se va face către site-ul la cei de la echipa Doxa. La 1 minut și 5 intră către site, dar Sound trage către playerii din mid. Reajustează greșeala și iată cum instant vine runda acolo pe tablă. Va fi totuși ultima rundă care se va juca și încearcă aici pe jumătăți de măsură. Baiurile celor de la Doxa de acum, asta reprezintă, în loc să facă half by toți pentru a cumpăra runda următoare, mai degrabă acum iau 2 AK-uri, 3 pistoale și au ceva putere de foc în plus, nu doar un hero AK play. Acolo star player îl scoate pe Sound care era pe grenadă și este prins într-un timing benefic celor de la Doxa. All Stars aici apărându-se, să vedem dacă rotesc jucătorii. Momentan sunt 2 în B și acolo FNK nu prea poate să fie blocat în partea dreaptă și face eliminarea pe Flash, dar star player ulterior vine cu double kill-ul, Rene cu CX 2 vs 2. Rotația o armă care poate să schimbe parcursul acestei runde. Flo cu eliminarea pe Rene realizată. Flo deschide, dar CX între timp intră în ruine și închide unghiul. Flo păcălit, Flo aici păcălit să se joace către ruine. Și aici au acest crossfire perfect. E imposibil să mai piară această rundă. Star player face eliminarea și... după cum am spus, e benefic celor de la Doxa, dar zic că dezavantajul celor de la All-Stars, care acum joacă foarte agresiv acolo, se cam iată ce se întâmplă, Rene cu eliminare, Rene cu a doua, CX a scos pe Adrian, ce puși de la cei de la echipa All-Stars, mai mult, Colac peste pupăță, CX se aruncă heul către Obi, care era deja secat, star player începe din nou să facă ce face el de obicei, fraguri, rămâne totuși la 53 și este FNK, el închide IGL-ul celor de la All-Stars, 9 la 6, iată ce... benefic atunci când se fac fraguri pe pistoale. Rene! Ce-a fost asta? Rene îl înțeapă pe Flo și nu oricum. N-o să noteze producția, cred că o să notez eu aici faza aceasta. Flash cu primul frag realizat, dar White acolo mergând full dreapta pe balustrada de la balcon. Îl elimină pe jucătorul player, pușează deja, a rămas acolo FNK în partea superioară, lângă balcon. Țin momentan second mid-ul, acolo Sound face fraguri în short. Foarte frumos Sound. Double kill-ul pentru el, Adrian instant acolo. Se duce către arcada sau vrea să salveze armura pentru runda următoare. Ar putea să mai dea niște fraguri, să mă facă niște fraguri, să mai obțină bani extra pentru runda care va fi. Nu uitați că fiecare frag pe pistol, cu excepția CZ-ului, aduce un bonus de... Nu uitați că se joacă 7 etape. Aici avem star player care face 2 fraguri prin smoke-ul acela. S-a tras acolo la gap, nu figurează în kill feed. 2 jucători cu unul pe rotație. Este vorba de Adrian care vine acolo cu un MP9. Nu se fac încă fraguri, plantul se face, dar este o ambuscată de la cei de la echipa Doxa. Vine cu eliminarea, Adrian scoate cel pe Rene. Reacția vine prea târziu de la White, care mai trage un jucător după el și Doxa, dacă nu câștigă runda de pistoale. Ei bine, mai All Stars. Este special acest bai, după cum te-ți observat, pentru acel MP9 de care vorbeam. Și All Stars aici au luat în considerare și această diferență de 4 runde pe care au față de cei de la Doxa. Deci au marjă de eroare și permit să pierdă câteva runde, dar iată fac 3 fraguri. Și ceea ce își doreau se întâmplă în mare. Star player este ultimul 1 vs 3, iar All Stars joacă mult prea bine această... Nu neapărat, am văzut foarte multe half-wire-uri din România, dar
All Stars să vin. Pentru ziua de astăzi, Sinners versus Quantum Flames, Academia celor de la Quantum Prodigy, Quantum Flames versus Infinite Ulterior și KMC Wago Hybrid versus One Tap Star Player. Frag prin smoke este cred că al treilea pe care îl face chiar sub efectul flash-ului lui. Față la căruță din ce vă. Da, iată cum a scăpat și Flow va fi eliminat foarte ușor. Primul frag se face, dar iese Adrian dinspre Boiler. În spatele său este un adversar, flash este în jumătate de smoke, îl scoate pe rende, foarte bună poziționarea lui. 20 de secunde rămase, bomba este acum la unul dintre jucători. Pentru plan se aruncă, trebuie neapărat ca al său Quick Pierre să țină partea superioară. Sound trage și totuși îl seacă la 33 Adrian pe adversarul său din Quick Pierre-ul său care planta. Au încă o șansă All Stars, dar retake-ul de la Doxa vine cu 3 jucători. Mai face un trade, aici se exe Sound, rămasul versus 2, cu eliminarea pe Star Player. Flash se anunță trăgând acolo, Molotovul a fost aruncat, Sound așteaptă acum push-ul adversarului său. Sare și Flash vine cu flick-ul pe capul lui Sound. Dar unde este defuse kit-ul Doxa? Este lipsă și se capăt lângă Flash, acolo Neptun să facă picul eventual, să vină un boost, dar a venit Flash-ul acolo cu ricoșeu de la CXL din second hit. Iar Ren a făcut picul, iată ce! De către o singură grenadă, un jucător care vine în library de la Dox, a fost adăvărut pe Rene, vine acum refragul, a fost poziționat acolo sus pe balconul mic. Sound a scos pe Obi și el și acum o jumătate de site-a sau poate chiar mai mult este securizat, respectiv bomba este plantat. Vine acolo să facă picul dinspre banană în fața lui FNK Star Player. Și aici s-au arătat jucătorul la echipa All Stars destul de bine. FNK la 39 și 20 a rămas Sound. Au câștigat tot pe aceeași hartă cu cei de la One Tap. Deci deja vorbim de o hartă bună All Stars pe care adăugăm acolo pe lângă Daz 2, pe lângă Mirage. Și cine știe câte alte surprize mai au pregătit în spate, că se pot pregăti acum full-time o organizație care le oferă suportul necesar din punct de vedere financiar. White cu FNK, câte un frag acolo pentru pe site-ul B. Jucătorii care apărau site-ul sunt pur și simplu eliminați și acum rămân Flash și cu Flow. 2 versus 4, au un AVP, chiar două AVP-uri. Două AVP-uri pentru retake în ultima rundă, foarte inconfortabil pentru jucătorii Doxei. White ține acolo cross-ul pe linia cu ruinele în, pe diagonală. A venit o incendiară avansată, este pe urmele lor acolo. FNK și cu CX, mai degrabă era acolo în CT. Face eliminarea, 16-7, victorie pentru All Stars, care își asigură a treia victorie consecutivă aici în Ropul Stars.